cum știrile pe larg, în Lodin, ca și în multe alte orașe ale țării, câinii fără stăpân sunt iarăși o prezență obișnuită la fiecare colț de stradă. Liniștiți și pașnici, patru pedele s-au oprit astăzi pentru somnul de amiază în fața primăriei. Nu cu mult timp în urmă, oficialitățile din orașul Glodeni promiteau că problema câinilor vagabonzi va fi rezolvată, însă se pare că astăzi este o zi frumoasă și bucură nu atât oamenii cât pe câinii vagabonzi din acest oraș. Și astăzi, loc de odihnă pentru ei este însăși pragul primăriei orașului Glodeni. Situația câinilor comunitari este la fel de îngrijorătoare cum a fost și acum câțiva ani. Promisiunile oficialilor de a termina cu problema câinilor vagabonzi din oraș a rămas însă și până acum fără rezolvare. Câinii se plimbă fără a se stingheri atât printre blocuri cât și în plină stradă. Locul cel mai preferat se pare de astăzi a câinilor este însuși primăria. În timp ce administrația locală dă pe bandă rulantă autorizații de demolări și construcție, edilii orașului uită să emită ambiții mari pentru organizarea unui adăpost pentru câinii vagabonzi. Crina Balea, Mihai Moldovanu pentru știrile TV Prim.